Întrebarea mea este dacă v-ați gândit vreodată, când veți fi terminat mandatul la NATO, să vă întoarceți în România și să candidați pentru funcția de președinte. Da, dar suntem amândoi prea vechi în sportul ăsta. Dumneavoastră mai vechi decât mine. Să mă uit la sondaje. Sondajele sunt o fotografie de moment. Sunt mulți factori care concură. Să le lăsăm încolo de sondaje. Fără sondaje, domnule Geoană. Am fost mai devreme la o masă cu familia și era un prieten de-al lui socrul meu, care era din Moreni. Și spune, noi suntem sondori. Așa că sondajele se le lăsăm pentru sondori. Ceea ce este foarte important, unu, să-mi fac datoria aici unde muncesc și cred că mi-o fac bine și îmi place la nebunie ceea ce fac. Învăț în fiecare zi, conduc inovarea la NATO, conduc partea de cibernetic la NATO, fac atât de multe lucruri interesante încât chiar și după mare experiență politică și publică, cred că în clipa de față am acumulat enorm de lucruri, multe lucruri importante și interesante. Plus că stai la masa mare, în sufrageria centrală, cu toată lumea care contează. E un lucru foarte important. Îți spun ca un prieten vechi și am venit la emisiune ca să-ți mulțumesc pentru ce ai făcut tu pentru jurnalismul românesc și pentru noi toți. Mulțumesc foarte mult, efectiv, te apreciez foarte, foarte mult. Încă nu m-am hotărât ce fac după ce termin acolo. Uh-huh. Și nu fac niciun fel de vânt cu coada sau altceva. Am variante multiple după ce termin. Dumnezeu mi-a dat norocul ăsta să mai se întoarcă manivela odată și să fiu reloaded într-un fel prin ceea ce fac acum. Țin la țara mea și vreau să ajut cât de mult pot țara mea, pentru că este obligația care avem cu noi toți. Nu trebuie să fii neapărat președinte ca să poți să o faci. Vom vedea atunci ce realitate este, ce nevoi vor fi și voi ajuta țara mea, indiferent că am să fac politică din nou, că am să fac o altă poziție, poate și mai importantă afară, că am să mă ocup de să cresc o universitate sau să mă apuc de business sau de orice altceva. Vreau. Am marele lux să-mi aleg ceea ce cred că este bine, dar am un sentiment profund de datorie față de țară. Și am și un sentiment de oportunitate. Eu tot spun chestia asta cu relevanța strategică și că securitate și prosperitate. Mă doare inima, într-un fel, să văd că putem face mai mult și mai repede. Dar pentru asta va trebui să dăm timpul necesar, să se așeze lucrurile. Voi termina la NATO undeva pe final de 2023. Vedem dacă secretarul general mă roagă să mai stau cu el mai mult, i s-a prelungit și dânsului. Sunt mulți factori care 2023 concură. Este înainte de 2024. Și este în 2024 înainte sunt 4 rânduri de alegeri, inclusiv prezidențiale. Și după 2024 și 2025 și vin altele și altele. Deci, Doamne, așa spun, să fie pace, să fie... Dar sunt absolut hotărât să aduc acasă, într-o formă sau în alta, tot ce am învățat, toată influența pe care o am. Și, efectiv, cred că sunt un lider mai bun acum, nu în sensul electoral. Cred că sunt un om mai bun.